Problema cormoranilor este reală. Aceștia afectează piscicultura și sunt în curs proceduri pentru modificarea legislației. Este confirmarea venită de la liderul MADR. Mai mult, în acest context, demnitarul consideră că despăgubirile cerute de piscicultori sunt justificate. De precizat că în vara anului trecut, când chestiunea cormoranilor a fost lansată pe piața media din România, a luat naștere un adevărat festival de glume și ironii. După confirmarea actualului ministru al agriculturii, nimeni nu mai râde. În altă ordine de idei, Adrian Oros a anunțat că nu va plăti despăgubiri pentru cei care au declarat ferme piscicole mai extinse și cantități de pește mai mari decât în realitate. La începutul săptămânii, demnitarul declara că din fondurile europene alocate operațiunilor de piscicultură, fosta conducere a ministerului a absorbit doar 26% și citez, pe vremea ministrului Daia, MADR a acumulat foarte multe cereri de despăgubiri suspicioase. Am încheiat citatul.